Atenție! Intrăm în direct! 5, 4, 3, 3 jumate, 2, 1, 0, onel! Fernando! Fernando, suntem! Ce suntem? Suntem în direct! Bună seara, Pipiric! Bună seara, România! Sunt Fernando de la Caransebeș! Și începând din această seară, revoluționăm industria de televiziune din România! Suntem prima televiziune care emite integral 3D! Așadar, stimați telespectatori, vă rog în această noapte specială de Revelion să vă puneți ochelarii 3D, să vă așezați în spate și să vă bucurați de televiziune High Definition! Băi! Da, se pare că întâmpinăm mici dificultăți tehnice, sperăm să rezolvăm și cu crawl-ul. Fernando, prezintă buletinul! Ha? Prezintă buletinul! Stimați telespectatori, pentru o mai mare apropiere de dumneavoastră, dați-mi voie să vă prezint buletinul meu! Am CNP 1-6-8-0-6! Fernando, te omor, nu buletinul ăla, știrile! Știrile prezintă-le! Da, se pare că avem dificultăți tehnice. Ce să fac? Prezintă știrile! Dragi telespectatori, în această seară am onoarea să vă prezint știrile! Știrile, telespectatorii, telespectatorii, știrile! Fernando, citește, uite-te la prompter! Ce faci, Fernando? Stai că mă uit la prompter. Citește, dracu, ce scrie acolo! Stimați telespectatori, vă prezentăm știrile! Un cetățean! Cetățean! Un om din localitatea... Băicoi! Vorbește frumos! Zi, bă, băicoi, acolo! Păi ce să spun? Spune, treci la următoarea știre! Da, se pare că avem dificultăți tehnice! Continuăm știrile! Președintele Traian Băsescu! S-a întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu premierul Emil Boc. Știri din lumea vedetelor acum. Fuego a murit. De ciudă că nu a avut loc la sala Palatului de Ștefan Bănică. Fernando, ce ai? Ștefan Hrușcă a căzut dintr-un copac cu flori. În altă ordine de idei, Elena Gheorghe a născut! Foarte bine! Ce bine de ea că s-a eliberat, nu? La meteo! Treci la meteo! Treci la meteo! Spune cum va fi vremea! Cum va fi vremea? Nu mă, boule, spune tu cum va fi vremea! Tu! Nu mă, imbecile, nu eu! Tu! Urâtă! Urâtă! Băi, mă omor, te omor cu mâna mea! Ninge sau nu ninge? Sau! Ești idiot, ești idiot complet! Bagă publicitate! Unde? În p***ii! Bagă publicitate! Publicitate! Așa! Fernando,
Afacerea asta n-are cum să nu meargă. Gândește-te la ce timpuri trăim noi. Toată lumea își cumpără arme. Toată lumea trebuie să se apere acum, ai înțeles? Asta e cea mai bună afacere. Tăboare, familia mea, cea mai bună afacere pe sistem este pistolar. Pistolar, că nu, pistolar. Vânzător de arme, ai înțeles? Ai prins-o? Ai grijă. Tăboare, familia mea, poliția! Oprește-te, Fernando, că nu te-a intrat omul! Bună ziua! Spuneți! Se poate? Da. Aș dori și eu altceva, mai ușor, mai de vară. Ăsta nu mai îmi place. Sigur! Fernando, te rog, ocupă-te de domnul. Doriți să schimbați? Da, sigur, da. Fernando, te rog, ocupă-te de domnul. Bun. Beretta, aveți? Desigur, domnule, dar momentan nu o port pentru că este foarte cald afară. Nu, domnule, nu asta. Magnum 44. Magnum 44, 10-12 minute, scară Barbu cu Ana. În ce sector, domnul? Ce sector, domnule? Eu stau pe Pipiric 64, mă gândeam Pipiric Magnum, Rică Ben. Nu, domnule, nu! Îmi cer scuze, nu mai avem altceva. Avem Colt, avem Carpați. Mă rășești fără filtru. Nu, astea le-am eu pe toate. Să moară familia mea, ești tabacii greu. Da, totuși, praf de pușcă, praf de pușcă. Praf de pușcă, da, Fernando, praf de pușcă pentru domnul, te rog. Da, imediat. Lăsați. Ce e asta? Praf de pușcă. Cum, domnule, praf de... Ce faceți, domnule? Vă bateți joc de clienți? Să știți că nu mai vin niciodată. Vă reclam la OPC. E, dacă nu o să închideți voi magazinul, vedeți voi pe dracu. La cât de nervos e, se duce direct în coafur. Bună ziua. Sărut mâna. Iată că expresia ochii care nu se vede se uite. Nu adevărată, doamne, să știți că nu v-am uitat. Nu ne-am văzut de atunci de la ceasornicărie. Da, bunăciune, Dosemi Milf. Da. Ce-ați dori? Dați-mi și mie, vă rog, un Beretta 45. Da, moară familia mea, ce are toată lumea cu berete? Cu șex în 40 de grade afară. Doamne, v-ar coafa mai bine o pelerie de bor. Fernando, știți că întotdeauna la el e prima zi de muncă. Beretta nu mai avem, avem un Colt. Permis aveți? Da, am și aul și beul. Dacă vă întreabă cineva, nu l-ați luat de la noi. Un banc de probă aveți? Desigur, doamne! Bună participă la proba olimpică de atletism! Nu avem banc de probă, dar vă asigur că ați făcut cea mai bună alegere. Și fără permis și cu Colt, cea mai bună alegere. John Wayne, da. Ați notat! Dar, e bun! E bun, îl iau! Poftim. Mulțumesc frumos. Bună ziua. Să fie într-un ceas bun. Coaforul e a doua stradă la stânga. Bună ziua. Să trăiți. Aș dori și un pistol. Dumneavoastră sunteți beat. Eu nu vreau să agravez situația. Așa, tata, că n-agravezi nimic pentru că nu-l beau. Eu am o treabă cu el. N-am cum să vă vând pistoale în starea... Permis aveți? Pe cum? Păi n-am eu permis? Păi n-are el permis. Poftim. Ăsta-i permis de conducere. Da. Păi da, dar mie nu trebuie permis de conducere, mie trebuie permis de tir. Păi de tir, nu te uiți acolo. Bine, am categoriile C plus E. E tir C plus E. Nu vă pot da un pistol pe un permis de conducere. Și îmi pare asta foarte rău. Sunteți și foarte beat, omule, dacă... Doi oameni raționali! Vă spune că sunteți beat, duceți-vă și culcați-vă! Înțeles. Fernando, gândește-te, afacerea asta n-are cum să nu meargă! Toată lumea poartă ochelari! Mără, cipilante, nu!
suntem cea mai dechiori țară din toată Europa. E foarte bine, pentru că chestia asta ne aduce nouă numai avantaje. Gândește-te logic. Chiorilor, noi le oferim alternativa să vadă. Le dăm lentile, ochelari, tot, toate formele, mărimile, culorile, dimensiunile. Tămoară, Cibilan de nu! Am deschis cea mai șmecheră ochelărie din tot Bucureștiul. Ce-am deschis, mă? Ochelărie pe sistem! Fernando, nu se spune ochelărie, mă, omule, se spune magazin de ochelari. Lași că vine un client, fii atent. Dar e incredibil, dar și peste mine! Este absolut incredibil așa ceva! Alo! Domnule, este inadmisibil! Ochelarii pe care mi-ați dat sunt cei mai proști ochelari din lume, nu văd absolut nimic! Păi nu vezi că ești chior pe sistem? Păi normal că sunt chior, că de-aia am venit aici ca să-mi fac ochelari, ca să văd, dar nu văd! Am dat cu mașina peste o babă care trecea pe trecere de pietoni. Da, o dracu de băbăcine să moară, că ea bate la buget în vestii! Fernando, încetează, ne scuzați, dar nu, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ochelarii din asta. Nu știu, domnule, optriile sunt greșite, lentilele sunt proaste, mă doare capul de nu mai pot! Da, moară, Cibilan de nu! Și pe mine mă doare capul de când ai intrat în magazin de vine să mă dau cu capul de teștea, bang! Fernando, stai puțin, doamne, ne pare rău, dar noi v-am făcut ochelarii exact așa cum ne-a cerut dumneavoastră. Nu știu, atunci nu plătesc. Cum să nu plătești? Uite așa, nu plătesc. Ce vorbești, da, dar nu plătesc. Vrei să mă pun cu picioarele pe el? Nu, Fernando, stai! Vrei să mă pun pe ciocatele astea distile, dau pe sistem! Ai grijă, dacă nu plătești, îi pun pe Fernando, pe tine. Da? Da. E, atunci eu pun OPC-ul pe voi. Lasă că o să vedeți voi, în 2-3 ceasuri. Sau imediat o să vin cu OPC-ul pe capul vostru. Sunteți cea mai nașpa ochelărie din oraș. Vezi că te spune ochelărie? Dex, caute! Fernando, mai nenorocit. Mai nenorocit. De ce, Doamne iartă-mă, nu putem și noi să facem o afacere și să ne meargă ca lumea? Mai nenorocit! Eu te-am nenorocit! Nu tu, mama! Te-am nenorocit, mă, ta! Fernando, tu mai nenorocit. Mă scoți din minți. Nimic nu poți să faci bine. Hai, nu mai sta degeaba. Vino și ajută-mă. Nu stau degeaba. Dar ce faci? Joc, caut tărârâtea pe sistem și caut pete pe Facebook. Fernando, lasă dracului Facebook-ul ăla, ai grijă. Vezi că o să vină oficiul pentru protecția consumatorului și ne nenorocim. Ăștia de la protecția consumatorului protejează consumatorii? Nu, Fernando, protejează fotbaliști. Evident că protejează Ai grijă, te rog din sufletul meu să ai grijă. Când vine inspectorul ăla, ai grijă ce faci.